Observator, vă deranjează aspectul coapselor, gambelor, al gleznelor, care par mai iritate odată cu înaintarea în vârstă? Dacă da, să știți că există o metodă sigură prin care pielea dumneavoastră își recapătă tonusul și aspectul plăcut. Colegii mei de la revista Felicia vă invită la o ședință de scleroterapie. Este un tratament, hai să spunem, de ultimă generație și nu mă joc cu cuvintele când spun acest lucru. De ce? Lumea știe scleroterapia ca și tratament IPL, adică laser sau lumină intens pulsată. Când spun de ultimă generație, vorbesc de tratamentul E-Light. Tratamentul E-Light înseamnă o combinație dintre IPL, lumină intens pulsată, și radiofrecvență, deci toate într-un singur tip de terapie. Ce se obține prin scleroterapia aceasta este destul de simplu, să spunem. În primul rând, la ce ne referim? Ai spus de beneficii. E vorba de acea cuperoză la nivel facial, acele vase de sânge dilatate, vizibile, care ne deranjează, iar care ne îndeamnă pe noi femeile să ne punem un strat mai mare de pudră sau de fond de ten. Când vorbim de corporal, vorbim de telangiectazii, adică de acele vinișoare de sânge, steluțe vasculare, foarte vizibile și disconfortante, cel puțin psihic. Toate aceste vase de sânge, fie că vorbim de cuperoză sau de telangiectazii, se referă strict la un volum mare de sânge care este transportat în aceste capilare vizibile. Capilarele sunt superficializate și sunt mult mai dilatate și așa devin vizibile. Da? De ce sunt vizibile? Datorită cantității mari de sânge transportate. Este pur și simplu un dispozitiv care se pune la nivelul feței, da, sau la nivelul corpului, în zona vaselor de sânge dilatate. Apare un flash luminos, deci cel care este vizibil, dar care este de fapt transformat într-o energie termică. Clienta simte ca o mică arsură. Nu este un disconfort enorm, dar într-adevăr este simțit de către clientă. Acea energie termică este atrasă exact de pigmentul acesta, deci de pigmentul care este în cantitate mare în aceste vase dilatate, deci de hemoglobină. Noi distrugem, într-adevăr, prin flash-ul luminos, noi vom distruge hemoglobina, hemoglobina numită și oxihemoglobina, deoarece transportă oxigen. Acest oxigen, până la urmă, hrănește vasul de sânge, capilarul de sânge dilatat. Noi distrugem hemoglobina, distrugem de asemenea și vasul de sânge. Hai să spunem că nu în totalitate, dar în schimb, nemai fiind transportat acest pigment care transportă și oxigen, vasul de sânge rămâne neoxigenat. Și asta înseamnă ce? În timp începe să se sclerozeze, deci dispare. Dispare hemoglobina, dispare pigmentul, dispare colorația.